Reprezentanții cluburilor Lions din întreaga țară au venit la finalul săptămânii la Câmpul Lung pentru a participa la Convenția Națională. Evenimentul a debutat cu intonarea imnurilor, urmat de un scurt discurs al guvernatorului în funcție. Am primit un telefon de la Dan, de la Dan Șaier, care mi-a spus așa: dragă Toma, știu că ți se pare departe predarea de mandat, dar pentru că e vorba de niște evenimente deosebite, vreau să-ți fac o propunere. Haide că la acel moment, undeva la sfârșit de lună iunie, să facem această ședință de predare de mandat la Câmpul Lung, în perioada în care orașul nostru este în sărbătoare. Este în sărbătoare pentru că celebrăm împreună cu toți românii prima scriere atestată în limba română, scrisoarea lui Neașu, redactată și confirmată undeva în intervalul 29-30 iunie 1521. Mușcelanul Dan Șain, cel care a deținut funcția de guvernator în perioada 2019-2020, a înmânat câteva distincții. Fiind ziua drapelului, acesta a ținut să înmâneze drapelul pe care l-a avut la conferința internațională de la Milano, micilor leuți câmpulungeni, cei care au o activitate foarte intensă pe întreg parcursul anului. Îmi place să fie o zi minunată, și anume ziua drapelului nostru. Și mi-am adus aminte că am unul cu adevărat mare. Acesta este... am să-l și dau. Leo, Leoluș, în Câmpul Lung, veniți să vă plăcoați, doamne, la vostru. La vostru. Așa, și cum anul acesta, municipiul Câmpul Lung serbează 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu, reprezentanții Lions nu au trecut cu vederea acest moment important. Dan Șain a fost cel care a prezentat invitaților un pin aniversar, care a fost dăruit fiecărui participant la convenție. Lansăm un pin foarte micuț, un pin aniversar pentru cei 500 de ani de la prima scrisoare, primul document păstrat în scris în limba română. Acest pin o să-l primiți cu toții. Printre invitați a numărat și Lucian Ionescu, subprefect al județului Argeș. Într-o lume care se radicalizează, dumneavoastră cei din Lions ne arătați cumva calea spre normalitate, pentru că există un risc să pierdem această normalitate dacă nu ar exista oameni precum dumneavoastră care, prin voluntariat, cu multă empatie, cu multă dăruire, cu multă implicare, să încercați să faceți o lume mai bună. În cadrul evenimentului a avut loc și predarea primirea funcției de guvernator al districtului 124 România. Pentru următorul an leonistic, Pompilia Zelner este noul guvernator. Lions România și prin voluntariat, noi suntem cei care putem să fim agenți ai schimbării, deoarece prin puterea exemplului și prin formarea și aptitudinilor de leadership, în special a tinerilor și a tinerilor Leo, putem să facem o diferență pozitivă în comunitate. La nivelul municipiului Câmpul Lung, Clubul Lions este destul de cunoscut. Cum se vede Clubul Lions Câmpul Lung în țară? Clubul Lions, atât Lions cât și Leo, fiindcă la Câmpul Lung este și un club Leo extraordinar, au nu doar o imagine, sunt un exemplu foarte bun pentru întreg districtul. Au proiecte extraordinare, sunt foarte implicați în comunitate, iar prin proiectele care le-au gândit și care le implementează în Câmpul Lung și nu doar în Câmpul Lung, dau un exemplu și sunt proiecte care se multiplică la nivel de district, atât cele ale Leo, cât și cele ale clubului Lions. Și la nivelul Lions Club Negru Vodă Câmpul Lung au fost făcute schimbări, Viorel Duculescu fiind cel care a preluat conducerea pentru următorul an. Obiective aș avea câteva, dar în primul rând aș vrea să mulțumesc colegilor pentru votul care mi l-au dat, deci votul de încredere, și aș vrea să-i
asigur că nu-i voi dezamăgi. Asociația Lions Club Internațional este cea mai mare organizație de voluntari din lume. Misiunea cluburilor Lions este crearea și menținerea unui spirit de înțelegere între toți oamenii prin oferirea voluntară de sprijin umanitar celor aflați în nevoie. Membrii Lions contribuie zi de zi la realizarea acestei generoase misiuni prin implicarea în comunitate și prin cooperare cu alte cluburi din țară și de peste hotare. Lions înseamnă a oferi șanse unui tânăr talentat, a face o bucurie unei persoane vârstnice, înseamnă a oferi speranță celor mai puțin norocoși. Pentru membrii Lions, noi servim este mai mult decât un moto, este o prioritate și o filozofie.